Iubiții mei, ca să vă bucurați cu adevărat de sărbătorile de Paști, vă invităm să fiți alături de noi. Noi am început deja într-această seară citirea celor 12 Evanghelii, mâine, vineri, seară, la 7:30, e punerea în mormânt sau scoaterea Sfântului Aer. Sâmbătă seara, la ora 23, ne reîntâlnim la biserică pentru slujba învierii. Credem că veți fi cu noi pentru această mare sărbătoare a învierii Domnului și deci a învierii noastre. Să aveți sărbători fericite, binecuvântate. Adresa noastră o cunoașteți, vă așteptăm cu drag.